de obște credem că noi singuri ne hotărâm destinul, că suntem stăpâni ai propriei sorți și încă din tinerețe ne proiectăm parcursul vieții, de multe ori în detalii, ignorând cel mai adesea intervenția a ceea ce credincioșii numesc pronie, iar gnosticii hazard. Nici rosturile unui preot nu se sustrag acestui fapt. În 1993, părintele George Oancă primește misiunea de a sluji o comunitate mică și a construi o biserică într-un sat cu 350 de familii în județul Brăila. Dar, cum spuneam, una e voința cea văzută a oamenilor și alta cea nevăzută a lui Dumnezeu. My name is Chaplain George Oancă. Părintele a plecat din România în 1999 pentru că viața l-a împins dincolo de ocean. Viața a însemnat chiar ceea ce spune în sens propriu cuvântul viața, pentru că despre salvarea vieții fiicei sale vorbim în acest caz, viață care nu putea fi salvată decât printr-o intervenție chirurgicală pe care s-a oferit să o facă doar doctorul Hardy Hendren de la Spitalul de Copii din Boston. A văzut în această întâmplare ajutorul lui Dumnezeu și chiar dacă și până atunci credința sa fusese puternică, de atunci și până astăzi ea este aceea care îl ghidează pe părintele George Oancă în fiecare zi, prin momente bune și rele. Prima misiune ca preot a fost în Las Vegas. Nimic nu i s-a părut mai greu, dar tocmai învățase că nimic nu e imposibil. După evenimentele tragice din 11 septembrie, a considerat că era timpul să mulțumească Americii pentru binele făcut și și-a dorit să slujească acolo unde alții se temeau să meargă. Pe lângă misiunea de a sluji la altar și de a dărui românilor aflați departe de casă încredere și speranță, se alătură armatei americane. Coreea, Etiopia, Bosnia, Irak, Afganistan au fost locurile ferbinți în care părintele George nu a uitat că rugăciunea rostită cu credință în fața lui Dumnezeu împlinește și cererile unui ortodox, dar și pe cele ale unui musulman. Și a împlinit misiunea în infernul pe care l-au făcut oamenii pe pământ, dar n-a uitat niciodată că deasupra tuturor stă deschis ochiul lui Dumnezeu, adâncul albastru al cerului. Nimeni nu trece nevăzut. Lumea între război și pandemie se vede normal de aici, pentru că noi ne continuăm activitatea și ne facem datoria de soldați. Zilele acestea, părintele Oancă se află în Afganistan și ne-a spus că și acolo, chiar dacă suntem în plină pandemie și am fi crezut că războiul s-a oprit pentru că oamenii să-și mai tragă sufletul, asta nu s-a întâmplat, iar prezența lui acolo rămâne la fel de necesară. Cât de greu este, practic, să și rostești rugăciuni, dar în același timp să-ți încurajezi și colegii? Nu este greu, pentru că avem în vedere faptul că trebuie să avem grijă de cei vii, trebuie să îi hrănim din punct de vedere spiritual, trebuie să îngrijim pe cei care sunt răniți și trebuie ca să-i onorăm pe cei care au căzut la trie. Și cu ajutorul Bunului Dumnezeu și Harul Duhului Sfânt, care ne-a întrebat, ne putem face la trie, ca să un pic de lumină, să aducem un pic de lumină și să fim o rază de speranță celor care sunt voi. Aici, mai mult decât oriunde, îi poți cere Dumnezeu ca unitate să vină în ajutor. Îi poți explica și chiar îi poți reproșa. Aici Dumnezeu are chipul acelui părinte care continuă să crească omenirea copil rebel. Brigada mea este de 1800 de soldați. Ai nimănui în lume al lui Dumnezeu în biserică. Părintele George este un om cu suflet mare care își împlinește rostul într-un loc și în împrejurimi care contrazic tot ce ne învață Scriptura. Trebuie să aline conștiințele unor oameni care uneori trebuie să ucidă. Trebuie să mângâie și să îndemne la iertare oameni răniți de semenii lor. Trebuie să vorbească despre Dumnezeu într-un loc în care iubirea de aproapele e o ficțiune, dacă aproapele se află în tabăra adversă. Un loc în care îndemnul de a intra în biserică poate părea hazard dacă el n-ar fi făcut de la un camarad către alți camarazi. Harul Duhului Sfânt nu stă în uniformă, ci stă în persoana preotului, stă în preot. El este firul de legătură dintre Dumnezeu și om, așa cum este cablul care pornește de la stâlp și se termină la bec și aduce acea lumină în casă, așa și preotul. Este cel care transmite harul Duhului Sfânt la Dumnezeu și om.
Luminos este omul care știe să le arate și altora acest miracol, făcându-i să-l vadă în ciuda tot ceea ce se întâmplă în jur. Părintele George merge pe acest drum și continuă să-și scrie povestea.